Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou interviu. Astăzi o am alături de mine pentru a doua oară pe Otilia Deac. Bună, Otilia! Bună, Alexandra, și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag! Avem o temă foarte importantă, zic eu, de discutat astăzi, dar înainte de a intra în pâine, aș dori să ne mai spui ce mai faci, cum merge la tine în perioada aceasta, ce mai ai făcut nou. Multe proiecte în derulare, multe proiecte pentru cei care ne urmăresc, care mă urmăresc pe arta vindecării. Suntem în pregătire de cursuri și de programe de meditații. Organizăm deja taberele pentru anul viitor, an în care vor fi mai multe ediții și foarte multe proiecte în această perioadă în derulare. Super, minunat. Deci nu este timp de odihnă sau de stat degeaba. Nu, absolut deloc, absolut deloc, dimpotrivă. Chiar dacă pe undeva toată perioada asta cu pandemia, cu coronavirusul, cu tot haosul care s-a creat în ultima vreme și în anul acesta, chiar dacă părea un blocaj în calea activităților noastre, dimpotrivă, pentru mine a fost așa o perioadă în care am reușit să fac foarte multe lucruri pe care mi le-am propus, pe care mi le propusesem deja de ceva vreme și nu găseam timp pentru ele. Așa că i-am profitat la maxim de Cred că perioada ăsta e aceasta. leitmotivul anului. Anul acesta am avut timp să fac lucrurile pe care mi le doream. Am auzit de atâtea ori anul acesta fraza aceasta, încât pot să zic că e leitmotivul anului 2020. Poate fi un leitmotiv și să știi că eu am mai discutat despre asta, sunt foarte multe beneficii. În această perioadă. Depinde de noi, ține de noi dacă vrem să le vedem și dacă vrem să ne canalizăm energia acolo sau vrem să ne canalizăm energia în direcția fricii și în direcția panicii care se instaurează atât de ușor. Da, într-adevăr. Și apropo de panică, pentru că avem titlul acesta cu pastile și probabil lumea o să întrebe, ok, pastile, la ce pastile te referi, că nu vrem pastile? Care este ideea de pastile despre care vrem noi să discutăm astăzi? Să știi că tu spui că nu vrem pastile sau că oamenii spun în general că nu vrem pastile, da, pe de o parte, este aici o parte de adevăr și o parte de neadevăr, ca să zic așa. Pe de o parte nu ne dorim pastile, dar pe de altă parte ne dorim acele pastile magice care să facă o diferență în viața noastră, să ne aducă așa Să ne niște facă schimbări. mai frumoși, mai supli, mai Exact, din exact. astea pastile de obicei. Pastila magică pe care o iei seara și a doua zi schimbarea s-a produs și ești altcineva, Canon. ești așa cum ți-ai dorit să fii. Da, în sensul ăsta da, pastile, în sensul fizic nu. Nu vorbim despre pastile în sensul fizic, categoric nu. Cred că toată lumea a înțeles asta din titlu, adică mă gândesc că nu s-a înțeles altceva. Nu vorbim de pastilele fizice. Eu vreau doar să clarificăm pentru că nu, poate sunt unii care se duc în ideea că acum ați cu vaccinurile, cu tot felul de tratamente și atunci să clarificăm ca să fie de la început înțeles. Vom discuta despre câteva tipsuri, atât pe partea de corp, de minte, de suflet, câteva tipsuri, câteva pastile, da, putem să le spunem și așa, pentru că dacă le punem în aplicare, dacă luăm acele pastile, atunci vor da și rezultate în viața noastră și schimbările vor apărea. Nu imediat, pentru că, repet, nu vorbim de pastile magice, dar schimbările vor apărea. Îi invit pe toți pe cei care deja ne urmăresc să ne adreseze întrebări pe tematică, să ne provoace, ca să spun așa, pentru a veni cu cât mai multe soluții care să-i ajute, să-și îmbunătățească viața, sănătatea, bineînțeles, în perioada aceasta. Mai avem un picuț și este gata 4 din 2020, care ne-a supus într-adevăr la partea aceasta de corp și sănătatea corpului fizic. Și atunci este ocazia lor să se adreseze și să afle secretele, ca să spun așa. Cei care doresc să le afle și cei care doresc să producă schimbări în viața lor, pentru că, în general, oamenilor le este frică de schimbare.
Le este foarte frică de schimbare, pentru că presupune necunoscutul, presupune incertitudinea, dar de cele mai multe ori schimbarea intenționată, conștientă, poate fi o schimbare evolutivă, schimbare care să ne aducă lucruri bune în viața noastră, chiar dacă nu le vedem pe moment. Despre schimbarea mai tot discutat, schimbarea poate fi în două sensuri. Schimbarea în sens evolutiv sau schimbarea în sens degenerativ, și întrebarea nu este dacă să ne schimbăm sau nu, sau dacă ne schimbăm sau nu, pentru că în fiecare moment al vieții noastre ne schimbăm. O spun de multe ori, azi nu mai suntem cei care am fost ieri, mâine nu vom mai fi cei care suntem azi. Schimbarea se produce oricum. Deci nu asta e întrebarea. Întrebarea este, în ce direcție mă schimb? Mă schimb într-o direcție bună, fac o schimbare într-o direcție bună sau dimpotrivă în sensul involuției și în sensul descreșterii. Ok, deci vorbim despre schimbare oricum, doar că alegerea este, sau dacă este o alegere, să ne spui într-o direcție pozitivă sau negativă, bună sau rea, cum o vedem noi, cu toate că catalogarea asta nu este neapărat cea mai bună, dar Da, etichetele funcționăm, se acestea, pare. da, funcționăm după etichetele acestea, chiar dacă nu există bun sau rău, corect, greșit, sunt doar niște etichete cu care ne-am obișnuit. Și da, funcționăm după aceste etichete și așa distingem noi anumite lucruri. Nu este un rău universal, nu este un bine universal, pentru că atunci ceea ce este bine pentru mine ar fi bine și pentru tine, Alexandra, și ar fi bine pentru toată lumea. Sau ceea ce este rău pentru mine ar fi rău și pentru tine și pentru toată lumea. Deci nu vorbim de ceva universal, este răul fiecăruia, ca să zic așa, sau binele fiecăruia. Dar în orice, în absolut orice din acest univers, ceea ce noi numim rău sau bine, fie că este vorba de o situație, de o persoană, de o conjunctură, de absolut orice, există dualitatea. Absolut orice, dualitate, adică în ceva ce noi percepem, poate inițial, doar rău, cu siguranță acolo este și ceva bun. Ceva ce noi percepem doar bun, cu siguranță acolo sunt și niște părți mai puțin bune. Dualitatea există în absolut orice și în absolut oricine și, din nou, diferența o face modul în care, sau alegerea pe care o facem noi de a ne canaliza energia într-o direcție sau în cealaltă. Din nou, este o alegere. Vezi Ok. câtă libertate avem să alegem. Foarte multă. Cum alegem? Sau Cum cum facem alegem? să nu greșim? Că sună frumos și știu că o parte din ascultători deja știu, poate, sau au idee despre aceste lucruri și întrebarea veșnică este cum? Cum alegem? Cum alegem ca să nu greșim? Nu greșim niciodată, Alexandra. Ok. Nu greșim niciodată, de fiecare dată învățăm. Când noi spunem că am greșit cu ceva, de fapt avem o ocazie de a crește, avem o ocazie de a învăța. Și cum facem alegerile? Noi suntem acea trinitate, corp, minte și suflet. Corpul ne dă semnale, mintea are scenariile ei, sufletul are semnele și semnalele lui. Depinde ce alegem, din nou, ce alegem să ascultăm sau la ce alegem să dăm mai mare importanță. Einstein spunea că am primit acest har minunat al intuiției și o minte rațională care să-i fie servitor loial. Doar că în societatea noastră, în cultura noastră, în societatea noastră s-a creat o cultură în care se preamărește servitorul, adică mintea rațională, și nu harul. Așa că la întrebarea ta cum să alegem, ascultându-ne mai mult intuiția, ascultându-ne mai mult ceea ce ne spune sufletul și ceea ce ne spune corpul decât ceea ce ne spune mintea. Pentru că mintea are scenariile ei, are poveștile ei și scenariile ei sunt bazate de obicei pe ceea ce am experimentat, pe ceea ce am preluat de la cei din jurul nostru, pe ceea ce am învățat și nu neapărat pe ceea ce este adevărat. Uite, ne întreabă cineva pentru că a intrat mai târziu și într-adevăr nu am avut ocazia să te prezentăm foarte bine. Cine este Otilia Deac? Ok, cine este Otilia? Asta mă întrebam și eu, așa undeva pe la vârsta de 30 ceva de ani. Eu cred că am mai spus asta. Și m-a frământat această întrebare. Înainte de aceste întrebări existențiale,
cine este Otilia sau cine era Otilia, în primul rând femeie, soție, mamă, fiică, soră, antreprenor, coach, trainer, psiholog în devenire, foarte, foarte multe roluri despre care am mai discutat și în alte rânduri. Și până la vârsta de 30 de ani, ego-ul meu, ca să zic așa, era destul de satisfăcut și destul de mulțumit, în sensul că pe plan material realizasem așa foarte multe lucruri din ceea ce îmi propusesem, o anumită stabilitate financiară, o familie, o stabilitate relațională, o stabilitate, aș fi putut zice așa, din toate punctele de vedere. Și totuși era un sentiment ciudat, un sentiment ciudat de nemulțumire, care începuse să-și facă loc așa încet, încet în viața mea. Și vocea acestui sentiment devenea din ce în ce mai, din ce în ce mai puternică, se făcea din ce în ce mai simțită și mai prezentă, până când a ajuns să pună stăpânire pe mine. Și au început aceste întrebări existențiale: cine sunt eu, ce am venit să fac aici, care este rolul meu pe acest pământ, care este menirea mea? Întrebări care nu-mi dădeau pace și am început, bineînțeles, să caut. Pentru că aveam niște întrebări fără răspunsuri și am început să caut și am început să citesc foarte, foarte mult și să particip la foarte multe cursuri, la foarte multe seminarii, la foarte multe evenimente legate de dezvoltare personală, de spiritualitate, în încercarea de a găsi un răspuns la aceste întrebări. Pot să spun că din acest loc de nemulțumire a început toată căutarea mea și am început să caut cu încrâncenare acel ceva. Acel ceva care simțeam eu că lipsește din viața mea. Până când mi-am dat seama că lipseam eu din viața mea. Acel ceva eram eu. Nu mai eram prezent în viața mea. Eram atât de acaparată de frenezia vieții, de stresul era pentru mine așa un companion tăcut zi de zi, devenise parte din viața mea și mi se părea ceva absolut firesc. Dar viața a început să-mi dea tot felul de semne pe care, neînțelegându-le la momentul acela, le-am redus oarecum la tăcere. Adică vocea aceea care vrea să-mi transmită ceva, am redus-o la tăcere pentru că oricum nu înțelegeam ce vrea să spună, ce vrea să-mi Care comunice. au fost semnele? Îmi cer scuze că te întrerupă pentru că simt așa în cei care în urechile mele sună întrebările. Ok, care sunt semnele? Poate ne dăm și noi seama când trebuie să ne oprim. Primul semn, cum am spus, a fost acel semn de nemulțumire. Adică aveam de toate, aveam totul și eram nemulțumită. Eram la întrebarea, mi-amintesc că era ziua mea de naștere, cred că la 30 de ani, și un prieten mă întreba: Otilia, ești fericită? Și m-am blocat la acea întrebare. Și de aici au început alte întrebări. Ok, ce este fericirea? Ce reprezintă fericirea? Bun, ai realizat anumite lucruri pe plan material, realizat cu tare și cu tare lucruri, dar ce reprezintă fericirea? Și mai mult decât atât, nu neapărat fericirea, ce reprezintă împlinirea sau cum te simți împlinit? Și întrebarea mea în principal era aceasta: la atât se reduce viața, adică ne naștem, muncim, ne întemeiem o familie, murim și asta este tot? Mi se părea că trebuie să fie ceva mai mult acolo. Mi se părea că ceva lipsește din puzzle. Și bineînțeles că am început să caut piesele lipsă din puzzle. Care sunt semnele? Pur și simplu, nu ești bine tu cu tine. Nu te simți bine tu cu tine. A fost semne și din punct de vedere al corpului fizic? Bineînțeles, și probabil e cazul multora dintre cei care ne ascultă, atunci când nu iei în seamă semnalele pe care Universul ți le dă, viața ți le dă, când nu le înțelegi sau nu vrei să le înțelegi sau pur și simplu le dai așa la o parte și nu vrei să auzi, nu vrei să vezi, atunci viața vine cu semnale și cu semne mai puternice. În cazul meu a venit cu un diagnostic de boală autoimună,
Mi s-a dat acel verdict că va trebui să trăiesc cu asta toată viața și să iau medicamente toată viața. Inițial am acceptat verdictul acesta. Nu că l-am acceptat, l-am crezut. Neacceptare era, l-am crezut și încet, încet a început să devină așa parte din mine. Mulți dintre noi ne identificăm cu asta, da? Ți se dă un diagnostic de către un medic și începi să te identifici tu pe tine și viața ta, îți identifici cu acel diagnostic. Dar diagnosticul este un lucru, prognosticul este un cu totul alt lucru. Și diagnosticul, da, depinde de anumite lucruri care se întâmplă în corpul nostru, în schimb, pronosticul depinde de noi. Ceea ce am înțeles și eu mai târziu. Și în această perioadă în care mă confruntam, în care această boală autoimună, mă rog, cum au numit-o medicii, problemă cu care foarte multe femei se confruntă la ora actuală, am dat și medicamentație o perioadă. Direcția nu era neapărat bună, mergeam înspre rău și nu înspre bine. Și în acea perioadă de căutări, de incertitudini, de nemulțumire, de tot ce se întâmpla atunci, m-am întâlnit cu Louise Hay. Cu Louise Hay și cu tot ceea ce promovează ea și cu tot ceea ce ne învață ea și cu toată moștenirea pe care ea a lăsat-o în urma ei. Decizia legată de acel diagnostic al meu a fost o decizie de pe o zi pe alta de a nu accepta diagnosticul acesta și adevărul acesta, verdictul acesta. Și pur și simplu de pe o zi pe alta eu am renunțat la medicamente. Nu mai iau de ani de zile absolut niciun medicament pentru afecțiunea aceasta. Există viață și după verdicte de genul acesta. Doar că e nevoie să faci schimbarea, e nevoie să faci munca cu tine, e nevoie să fii prezent în viața ta și să te implici în viața ta, pentru că mulți suntem pe lângă viața noastră. Într-adevăr, și aș vrea să te rog dacă tot ai adus în discuție, pentru că poate sunt oameni care deja au diverse boli, apropo de corpul fizic, pentru că face parte din discuția noastră. Cum anume ai trecut? Pentru că știm ce înseamnă suferința fizică și cu siguranță ai avut și tu probabil episoade în care, nu știu, ți-ai fi dorit să te întorci poate la medicamente, nu știu exact despre ce boală a fost, autoimună. Era vorba de Hashimoto. Cred că foarte multe femei cunosc afecțiunea Aveai o aceasta problemă cu a timpul, să tiroidei. înțeleg. Timpul. O problemă foarte mare cu timpul și urmărindu-mi așa limbajul și modul de a vorbi, eu foloseam foarte, foarte des expresia nu am timp, nu am timp, nu mi-ajunge timpul. Era ca un fel de mantră pentru mine. Inconștientă, bineînțeles, și limbajul nu e o simplă chestie, limbajul este viață, limbajul este vindecare. Prin limbaj poți crea boală sau poți crea sănătate. De aceea este atât de important ceea ce vorbim și ceea ce gândim, pentru că și ceea ce gândim este tot un fel de limbaj, doar că un limbaj interior. Când transpunem în cuvinte, atunci este limbajul în cuvinte. Dar da, legat de timp. Da, cum îmi place mie să spun, gândul este doar un cuvânt nerostit. Exact. Exact. Cred că așa l-am putea Exact. defini, nu? Exact. Ok, și ai avut momente în care totuși ai început să te îndoiești, pentru că am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni care vin la cursuri, în care într-adevăr încep să lucreze la schimbarea lor, încep să aibă chiar și anumite rezultate, dar vin și testele sau vin Și odată cu provocările, da. schimbarea, da, și odată cu schimbarea, schimbarea nu e tot timpul chiar cea mai simplă, adică la modul că apar dureri și chiar dacă zici ok, eu lucrez cu mine să mă vindec, să mă fac mai bine, totuși mă simt din ce în ce mai rău. Că sunt și perioade de genul acesta. Ai experimentat? Aici sunt, știi, expresiile acelea că înainte să fie bine, de obicei e rău. Sau mai este expresia că schimbarea nu e schimbare dacă nu doare. Nu e chiar așa și nu sunt eu de acord chiar 100% cu asta. De multe ori schimbarea poate fi schimbare chiar dacă nu doare. Doar că oamenii, în general, noi oamenii ne așteptăm ca schimbarea să fie
să fie ceva palpabil, să putem pune degetul acolo. În momentul cutare s-a produs schimbarea, în ziua cutare, ora cutare. Nu vom putea face niciodată asta, pentru că orice schimbare adevărată este un proces. La fel cum ți-a trebuit ani de zile, poate, ca să ajungi la acea afecțiune, la acea boală, da? Neglijându-ți corpul, neglijându-ți mintea, neglijându-ți sufletul, la fel e nevoie de timp să repari ceea ce ai stricat acolo și să schimbi pe urmă. Mai spunea cineva că avem nevoie de exact același timp pentru a repara ceva, de exact același timp cât am distrus acel ceva. Adică, dacă, nu știu, 5 ani de zile am distrus ceva, e posibil să avem nevoie tot de 5 ani de zile ca să reconstruim acel ceva. Asta Și nu-i chiar. prea îmbucurător. Da, dar. Probabil depinde și de intensitatea ce am făcut în cei 5 ani de zile, cât de intens am Bineînțeles. făcut și cât de intens facem acum, în momentul în care vrem să ne schimbăm. Și atunci Bineînțeles. cred că putem să schimbăm un pic și dorința, implicarea, așa, și așa mai departe, de a te vindeca. Da, și pe de altă parte, ne îndepărtăm acum un pic de întrebarea ta, dar mai fac aici o paranteză. Pe de altă parte, în momentul în care începi procesul acesta de schimbare, începi să introduci în viața ta anumite lucruri noi, anumite obiceiuri noi, sănătoase, va trebui să faci efort în direcția asta doar o perioadă. Pe urmă se vor implementa în viața ta, în firea ta și îți vor veni ceva natural. Nu vei mai considera că ești nu știu, într-un proces în care depui efort. Vor începe să devină parte din viața ta. Revenind la întrebarea ta cu provocările, da, vin provocări și provocările de obicei vin ca să ne verifice cât de mult ne dorim acea schimbare. Dacă, într-adevăr, că dacă totul merge așa foarte lin și se întâmplă foarte frumos, foarte ușor, lecția nu va fi atât de puternică pentru noi. Și nu vom învăța. O vom învăța atunci pe moment și vom reveni, poate în timp sau după un timp, la vechile obiceiuri nesănătoase. Da, provocările vin și pot să spun în sensul acesta, în direcția aceasta, că cel mai mult am lucrat la partea de încredere. Ce înseamnă asta pentru mine? La partea de credință, și când spun credință, nu mă refer, nu vorbesc despre religie, nu vorbesc despre lucruri de genul acesta, ci acea credință în proces, în viață, în faptul că, așa cum spune Louis Hay, tot ceea ce mi se întâmplă, se întâmplă pentru binele meu, chiar dacă eu nu înțeleg acum. Chiar dacă mie mi se pare nu știu, mi se pare un ghinion, mi se pare o durere, mi se pare o suferință, chiar dacă nu înțeleg, vine din engleză, be humble, partea aceasta Smerenie. de smerenie, ok, recunosc că nu știu, nu înțeleg încă, dar am credința aceasta că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru binele meu. Și lucrând foarte mult la partea aceasta de încredere, am dezvoltat-o din ce în ce mai mult și nu mai las panica în viața mea. Adică, indiferent ce se întâmplă, ce evenimente vin, nu las panica să se instaureze, ci mă îndrept către acea credință că totul este spre binele meu. E nevoie doar să deschid un pic ochii, urechile, sufletul, ca să înțeleg care este mesajul acolo și care este lecția. Da, doar că într-adevăr în momentele de maximă durere fizică, sufletească și nu numai, câteodată cred că uităm acest lucru și e nevoie acolo de cineva sau de ceva să se întâmple în viața noastră care să ne reamintească, într-adevăr, cum spui și tu. Da, foarte adevărat, foarte adevărat. Și importanța unui mentor în viața noastră, mentor, coach, trainer, consilier, psiholog, cine o fi, este incontestabilă. Pentru că ceea ce poți să faci împreună cu un îndrumător, cu cineva care te îndrumă, te ghidează pe un drum pe care tu n-ai mai fost, nu știi, ți-e frică, nu știi ce te așteaptă dincolo de colț. Dar poate acel psiholog, consilier știe, da, știe și să-ți explice ce te așteaptă dacă faci asta sau dacă faci asta sau care sunt consecințele. Și atunci, mai ales în momentele acelea când ești foarte jos,
Da, importanța unui mentor în viața noastră e de necontestat. Da, într-adevăr, ne ajută, din punctul meu de vedere, eu zic că este varianta mai scurtă. Am întâlnit oameni care au lucrat autodezvoltare, cum îi spunem, da? Adică, efectiv, nu au apelat la un consilier, au citit foarte mult și, într-adevăr, au reușit, doar că îmi povesteau că a durat mult mai mult Da. și că au fost foarte multe și retlicuri, să le zicem așa, ale minții, pe care nu a reușit să le vadă, să le intuiască, lucru pe care, într-adevăr, o persoană specializată sau cineva din exterior tot timpul le va vedea, că nu e în poveste. Noi, în psihologie, Exact. tot timpul spuneam că este cel mai greu să te tratezi pe tine, da? Pentru Exact. că e atât de abilă încât ai toate șansele să te păcălească. Știi? Și când ai zis că gata, ai găsit acolo, dintr-o dată te trezești în altă poveste sau intră alte mecanisme și iarăși o iei de la capăt. Așa Dar există este. progres și pe cont propriu, adică Există, important e ca lumea există. să facă ceva până la Există, urmă, doar că dacă. da, durează mai mult, cum ai spus și tu, și există riscul de a renunța pentru că durează prea mult. Pentru că noi suntem Da. într-o societate în care vrem totul Voința. repede. Așa. Voința. Și imaginează-ți doar așa, ca un, nu știu, imaginează-ți ca și în cazul unui sport. Da? Poți să te antrenezi și singur, dar e mult mai ușor când te antrenezi cu un antrenor care știe să-ți spună, să-ți arate pașii, da? Procesul este mult mai Să-ți rapid. motiveze, să-ți arate corect Exact, exercițiile și așa mai exact, departe. Contează, exact. da. Da. Da, se poate și singur, da. Da, că uite, despre voință întreba cineva la un moment dat cum anume putem să întărim voința. Cum ne punem în mișcare către o schimbare, dar legat de voință, legat de partea aceasta de a nu renunța. Și da, este o soluție partea de coaching și de a lua o persoană specializată. Mai avem și alte soluții? Acum, vorbind de voință, voința e din nou un șiretlic al minții. Și știm că mintea ne minte. În minte nu prea putem avea încredere pentru că mintea ne minte, mintea are scenariile ei, are poveștile ei, mintea îți spune tot ce nu poți și ce nu poți să reușești și ce nu poți să faci, mintea îți spune toate pericolele. Mintea, de exemplu, nu poate să cuantifice oportunitățile, pentru că e ceva necunoscut de obicei, pe cât de repede cuantifică pericolele, da? Și tot ce s-ar putea întâmpla negativ. Voința, revenind la voință, dacă noi încercăm să schimbăm ceva în viața noastră, poate chiar să renunțăm la ceva din viața noastră prin intermediul voinței, va fi o reușită de moment. La fel, de exemplu, este cu dependențele de orice fel or fi, alcool, fumat și așa mai departe. Dacă încerci să faci asta prin voință, adică prin intermediul minții, practic încerci să rezolvi la nivel conștient o problemă care s-a creat la nivel subconștient. Nu ai cum. Adică ai cum de suprafață sau de moment. Dependențele, după cum știm, reprezintă o lipsă în lipsa iubirii de cele mai multe ori și atunci încercăm să o compensăm cu fie cu țigări, fie cu droguri, fie cu alcool, fie cu sex, cu mâncare, da, cu toate adicțiile acestea. Dar cauza este în subconștientul nostru, poate să fie ceva din copilăria noastră, lipsă de iubire din partea părinților sau percepția noastră, așa am perceput noi, copii fiind, că nu am primit acea iubire din partea părinților sau din partea anumitor persoane din jurul nostru. Și atunci facem această compensare pe plan fizic. Dar, repet, nu avem cum să rezolvăm o problemă care s-a creat în subconștient și are o cauză în subconștient, să o rezolvăm doar la nivel conștient. Și da, mintea este foarte importantă în această trinitate despre care am spus la început, corp, minte și suflet, și mereu la cursurile mele, la trainingurile pe care le țin, întreb care credeți că este cea mai importantă parte din această trinitate? Minte, corp sau suflet? De cele mai multe ori răspunsul este sufletul, unii mai răspund mintea, mai rar sunt cei care spun corpul, dar cea mai importantă parte din trinitate este într-adevăr mintea.
Pentru că de acolo încep schimbările, dar dacă ne oprim doar la minte, nu putem să producem o schimbare cu adevărat. Este mintea importantă, dar avem nevoie să ne ducem și la suflet, avem nevoie să ne ducem și la corp. De ce? Pentru că nu le putem separa. Și din nou, gândește-te la o dependență. Acea dependență îți afectează toată trinitatea, și corpul, și mintea, și sufletul. Acum, dacă tu vrei să rezolvi asta în viața ta, doar pe segmentul minte, celelalte rămânând așa descoperite, corpul, sufletul, și să nu lucrezi deloc acolo, repet, va fi o reușită de moment în cel mai bun caz și în cel mai scurt timp vei reveni la adicția respectivă. Cauza e tot acolo, cauza n-a plecat nicăieri. La fel se întâmplă cu bolile. Ceea ce face medicina tradițională, cu tot respectul pentru medicina tradițională și după cum mulți dintre urmăritori știu că lui Sei nu avea nimic împotriva medicinei tradiționale și chiar spunea, dacă ai o durere foarte mare, ok, ia o pastilă sau dacă te-ai tăiat, da, În medicina. chirurgie, cel puțin, nu putem contesta medicina, pentru că Nu sunt poți cazuri să. în accidente, este Exact. esențială. Exact. Nu poți să spui că stai să mă ocup de suflet și stai să mă ocup de minte, da, trebuie să coși acea tăietură sau să se ocupe Te rup piciorul, medicina. dar zici, lasă că piciorul nu Da. contează, să fim bine cu sufletul, dar nu poți să pui piciorul în pământ, știi? Deci medicina tradițională are rolul ei, foarte, foarte important, dar să nu îi dăm o putere mai mare decât are. Cele mai multe afecțiuni, cele mai multe boli din viața noastră au cauze spirituale și cred că nu se mai îndoiește nimeni de lucrul acesta. La fel, ok, e perfect în regulă să rezolvăm simptomele, să nu stăm cu acea durere sau acele dureri pe care le avem, dar dacă în paralel nu mergem și la cauze, să aflăm care a fost cauza acelei boli, ce a determinat, ce din ființa mea a determinat acea boală, vom rezolva pe moment, simptomele vor dispărea, medicamentul luat va da rezultate, ne vom simți bine și peste un timp ne trezim că, hop, suntem din nou în aceeași situație sau poate chiar mai grav. De ce? Pentru că, virgulă, cauza este tot acolo. Nu a dispărut. Am rezolvat simptomele, dar cauza este tot acolo. Într-adevăr. Mă gândeam acum la un exemplu, e ca și cum știi, ți-a apărut mucegaiul, acoperi repede cu ceva, îl ștergi și el apare din nou. Cam așa. Cred că putem să asimilăm ca să înțeleagă lumea mai ușor, Sau că mai degeaba l-ai șters odată. exact. Sau mai îmi place mie să fac comparația aceasta cu mizeria ascunsă sub covor. Da? Nu va dispărea. Ok, poți să ascunzi acolo gunoiul, mizeria sub covor, dar nu va dispărea până când nu te ocupi cu adevărat de ea, să o iei. Va fi tot acolo. Eu zic că mai degrabă, dacă tot o bagi la un moment dat, un preș din ăla mare, așa, și când o să vrei să intri în casă, o să te împiedici de el că nu o să poți. Am putea să spunem și așa. Uite, avem pe cineva cu noi care ne ascultă, Ronela Klep, zice, în peste 12 ani de când particip constant la cursuri și traininguri de dezvoltare personală și spirituală, niciodată nu am simțit și trăit ceea ce am experimentat în tabăra lui Sei organizată de Otilia, recunoștință maximă. Acum Da, ne-a făcut mulțumesc, Ronela. curioși. Ce s-a întâmplat în tabără, știi? Ce ați Păi, făcut? ce s-a întâmplat în tabără? Venind mărturia aceasta din partea Ronelei, mulțumesc, Ronela, pentru testimonial. Venind din partea Ronelei, înseamnă mult pentru mine, pentru că Ronela, într-adevăr, de ani de zile participă la foarte, foarte multe evenimente, nu doar în țară, ci și în străinătate, la foarte multe retreat-uri, tabere și așa mai departe. Deci, venind din partea ei, e oarecum semnificativ. Ce se întâmplă în aceste tabere lui Sei? Sunt tabere de aproape 4 zile, în care ceea ce spuneam eu mai devreme cu simptomele și cauzele, rezolvăm simptomele la cei de rezolvat simptomele, dar noi ne ducem la cauze. Asta facem în tabere. Mergem în profunzimea ființei noastre, lucrăm foarte mult cu subconștientul, până când reușim să scoatem la suprafață lucruri din subconștient de care poate nici măcar nu am fost, adică de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți că sunt acolo, nu știm că le avem,
Doar că ele continuă să fie cauză pentru ceva. Continuă să alimenteze o boală, continuă să alimenteze o afecțiune, continuă să alimenteze ceea ce numim noi de multe ori în viața noastră ghinioane. Și noi știm că nu există așa ceva. Și în acele 4 zile este o muncă foarte, foarte profundă cu noi. Începem cu partea de conștientizare a blocajelor, a convingerilor limitative. Lucrăm foarte mult cu copilul interior, pentru că de cele mai multe ori acel copil poartă toată durerea și toate mesajele și toate credințele limitative pe care le-a dobândit în copilărie. Și atunci ne îndreptăm, ne ducem la problemă, ne ducem la cauză. Dacă îmi permiți, apropo de copilul interior, pentru că, într-adevăr, foarte mulți, inclusiv eu, mult timp am zis, mă, dar sunt ok ca și adult, adică ce e atâta copilul interior, că au trecut, nu mai, gata, sunt mare, înțeleg foarte multe lucruri. Da, este important de punctat aici, pentru că foarte mulți se raportează așa, am întâlnit foarte mulți oameni care se raportează așa, pentru că nu mai văd ca fiind o problemă acum. Și atunci tot timpul îi întreb, ok, acum pentru adultul de acum nu e o problemă, dar copilul de atunci cum s-a simțit? Copilul de atunci ce a gândit? Pentru că nu ne raportăm, da, normal că ni se pare absolut firesc tot ce s-a întâmplat și poate pe alocuri și mulțumim pentru tot ce s-a întâmplat, dar asta nu vindecă copilul. Am putea să spunem. Și rănile sunt acolo. Exact, Cauza exact. este acolo, rănile sunt acolo. Dacă noi încercăm doar să ne ocupăm de adult, doar să tratăm adultul, vom trata doar simptomele. Dar cauza este tot acolo. Continuă să Adică copilul ăla alimenteze. face parte din tine în continuare, dar chiar dacă tu ai crescut, ești mare, bă, cunoști foarte multe lucruri, tot ce s-a întâmplat până în acel moment, inclusiv copilul, a rămas acolo și e în continuare parte din tine. Da, am simțit nevoia să plusesc pentru că întâlnesc destul de des chestia asta, dar sunt ok, dar nu am nimica, adică. E foarte bine că ai menționat asta. Asta se întâmplă de obicei în cazul persoanelor foarte raționale, care au partea rațională, partea analitică mult mai dezvoltată și atunci, ok, ce copil interior, da, am avut o viață, ok. Este o doză foarte mare de, nu i-aș spune neapărat neacceptare, dar din nou, ascundem mizeria sub preș. Anumite lucruri care ni s-au întâmplat, care ne-au îndurerat foarte tare, anumite suferințe, pentru că nu vrem să mai avem de-a face cu ele, și pe undeva e firesc, a durut și nu vrem să ne întoarcem la acea durere, ne prefacem că nu există sau că n-au existat. Dar până când nu suntem sinceri cu noi și să recunoaștem, da, acea problemă a existat în viața mea, da, am avut lipsă de iubire din partea mamei, da, nu știu, am suferit abuzul cu tare și cu tare. Până când nu devenim sinceri cu noi, nu putem să rezolvăm problema. N-ai cum, pentru că pornești dintr-un loc greșit. Pornești dintr-un loc de neacceptare, pornești dintr-un loc de negare, pornești dintr-un loc de, nu i-aș spune, prefăcătorie, dar da, oarecum te prefaci că totul este bine și minunat în viața ta. Și de cele mai multe ori ne mințim singuri. Ok, e totul bine și minunat în viața ta, tu cum te simți în viața ta? Nu contează ce ai, ce ai făcut până acum, nu, nu asta contează. Tu cum te simți în viața ta? Întrebare foarte bună. Nu, n-am spus așa de ești fericit sau de ești bucuros sau ești împlinit sau o întrebare simplă la care foarte mulți oameni se blochează. Tu cum te simți în viața ta? Ok, nu e neapărat o simțire dacă stăm și cu siguranță nu e o emoție. Cu siguranță nu e emoție. Ce alte întrebări ne mai putem adresa? Apropo de această întrebare pe care îi provoc pe toți cei pe care ne ascultă și cei care vor asculta ulterior să-și adreseze cu maximă sinceritate. Sunt foarte, foarte multe întrebări pe care ni le putem adresa și puterea stă în întrebări, nu neapărat în răspunsuri, pentru că noi de obicei alergăm după răspunsuri, suntem în căutare de răspunsuri. Important este să ne adresăm nouă întrebările corecte sau chiar și când vorbim cu ceilalți, să adresăm întrebările corecte pentru a avea răspunsuri eficiente pentru noi. Ce vreau să spun eficiente? Care vor aduce un plus în viața noastră sau care vor fi un punct de plecare pentru o schimbare. Pentru că altfel este inutil. Întrebăm inutil, avem un răspuns inutil cu care nu știm ce să facem. Da, sunt foarte multe întrebări și cele mai multe țin de emoții.
Nu țin neapărat de a face și de a avea, țin mai mult de a fi. Noi foarte mult stăm în a face, foarte mult stăm în a avea și prea puțin stăm în a fi, dar cine sunt eu, cum mă simt eu? Și uite, întrebări foarte puternice, mai ales în această perioadă așa interesantă pe care o trăim acum. Da, cine sunt eu în pandemia aceasta? În pandemia aceasta în care nu pot să fac anumite lucruri, în care nu pot să-mi, nu știu, să etalez anumite lucruri care aveau anumită importanță pentru mine, în care nu pot să. Corect. Mi-e mult mai dificil să aștept lucruri din afară care să mă facă să mă simt bine, să mă facă să fiu fericită, să fiu bucuroasă, să fiu. Ok, cine sunt eu în această pandemie? Alte întrebări foarte puternice aici, mă rog, pentru cei mai așa inițiați în drumul acesta și pe drumul acesta al dezvoltării personale și spirituale. Alte întrebări ar fi: cine sunt eu fără familia mea? Cine sunt eu fără partenerul meu? Cine sunt eu fără copilul meu? Cine sunt eu fără cariera mea? Cine sunt eu fără toate astea? Pentru că noi ne identificăm cu toate astea. Ne identificăm cu munca noastră, cu funcția, cu nivelul material pe care l-am atins, ne identificăm cu lucruri din viața noastră care nu sunt noi. Nu ne reprezintă pe noi, ne oglindesc pe noi, dar nu ne reprezintă pe noi, ceea ce suntem noi. Și punându-ne așa întrebări profunde, la care la început probabil nu vom avea răspuns, dar fiind persistenți în a întreba, răspunsurile o să vină treptat. Adresându-ne nouă aceste întrebări, vom reuși să facem o aliniere între corp, minte și suflet. Și făcând alinierea aceasta între corp, minte și suflet, putem să spunem că ajungem la ceea ce se numește fericire. Dacă ar fi să dăm o definiție a fericirii, ce reprezintă fericirea, e bine, alinierea dintre corp, minte și suflet. La un moment dat în viața mea, în ceea ce privește corpul fizic, a apărut această dorință, sau nu i-aș spune neapărat dorință, dar nu mai simțeam nevoia să mănânc carne, de exemplu, sau simțeam nevoia să mănânc alte lucruri care până atunci nu le-am dat nicio importanță. Am început să-mi schimb modul de a mânca. Am început să fiu mai interesată de partea de mișcare, dar aceste lucruri, ce vreau să spun cu asta, este că au venit natural. Nu m-am forțat, de exemplu, să devin vegetariană sau vegană, nu m-am forțat să mă apuc de yoga, nu m-am forțat să fac toate lucrurile astea, au venit oarecum natural. Și ce vreau să transmit prin asta este că atunci când îți pui întrebările corecte și încet, încet vin spre tine răspunsurile corecte, pentru că noi știm că atunci când elevul este pregătit, profesorul apare. Și profesorul poate să fie sub formă de persoane, sub formă de situații, sub formă de mesaje, sub formă de, nu știu, o carte deschisă la întâmplare, o muzică pe care o auzi la radio, orice. Da? Toate pot să fie mesaje și profesori pentru noi. În momentul în care elevul este pregătit, profesorul apare și ajungi să faci această aliniere de corp, minte și suflet. Ok. Uite, o întrebare care mai este adresată aici, ce este astăzi viu în mine? Ar fi o altă întrebare, că vorbeam noi la un moment dat de întrebări. O întrebare foarte bună, da. Pentru că Da. foarte multe părți din noi le lăsăm așa să moară. Acea parte care și-ar dori poate să exploreze o anumită pasiune, acea parte care și-ar dori să se implice mai mult nu știu, a aduce o schimbare în lume. Dar acele părți pe care din nou spun, le reducem oarecum la tăcere, pentru că vine vocea acelui critic interior. Tu nu poți, nu ești în stare, dar cine ești tu să faci o diferență în lume? Tu crezi că contezi? Tu crezi că părerea ta contează? Da? Și atunci, da, e o întrebare foarte, foarte bună. Ce este viu în mine și ce mă face să fiu viu? Adică, la ce anume simt că energia mea Vibrez, crește? La ce să vibrez, vibrez? cum se spune, Exact, da. exact. Că acolo este o energie. Dacă vibrezi, înseamnă că
Ceva este de urmat acolo. Da, și noi suntem energie, că tot spui de vibrație, de energie, noi suntem energie. Mulți, de exemplu, întreabă cum pot să fac să las energia să curgă prin mine. Ei bine, nu este neapărat o întrebare bună, i-aș zice, pentru că în momentul în care tu întrebi cum pot să las să curgă energia prin mine, înseamnă că tu nu te recunoști pe tine ca fiind energie. Și ai nevoie să vină ceva din afară să curgă prin tine. Dar tu ești energie, noi suntem energie. Da? La nivel microatomic suntem cu toții energie. Și atunci când întrebarea corectă, cum ar fi? Dacă noi suntem energie și nu avem nevoie să vină energia. Lasă energia să se manifeste. Da? Sau cum pot să folosesc mai bine energia care sunt? Cum pot să folosesc mai bine energia care sunt pentru a aduce un plus valoare în lume, pentru a face o diferență în viața oamenilor? Pentru că, de foarte multe ori, despre asta este vorba, da? Despre a face o diferență în viața oamenilor, despre a contribui. Ne mai întreabă cineva partea de subconștient, cum lucrăm cu ea sau cum scoatem la suprafață ce este în subconștient? Prin meditație. În taberele lui Hay lucrăm foarte mult cu meditația. Meditația, ce este de fapt? Prin meditație te aliniezi cu sursa, te aliniezi cu esența ta divină, te aliniezi cu divinul din tine, da? Și cu acea parte profundă din tine care este subconștientul. Prin meditație, prin yoga sub formă de meditație, din nou, prin vizualizări. Dar meditația este cea mai puternică. Uite, o altă întrebare care îmi vine acum în minte. Cum ne dăm seama când a plecat un program din subconștient? Cum știm că ceva, o schimbare s-a produs? Pentru că e nevoia aceasta, într-adevăr, a noastră, a oamenilor să... Bă, ok, dar totuși maimuța zice în mintea mea, dar cum o să-mi dau seama? Pentru că nu o să mai atragi acele situații și acele persoane în viața ta care să-ți arate, să-ți oglindească ceva din tine. Ok, deci, practic, Uite, anumite evenimente... îți dau un exemplu. Mie îmi plac așa foarte multe exemplele și unul Te rog. dintre mentorii mei folosește mereu exemplele, pentru că sunt cele mai, cred că reacționăm cel mai bine la exemple. Corect. Uite, de exemplu, în cazul unei persoane care e foarte critică, este foarte critică cu cei din jur, bineînțeles că este foarte critică și cu ea, dar acea persoană ce va spune? Nu va vedea neapărat că este o persoană critică cu ea și cu cei din jur, va vedea tot ce fac ceilalți și ei nu-i place. Și îi se pare greșit, îi se pare urât ceea ce fac ceilalți, va comenta de fiecare dată legat de comportamentul celorlalți. Ei bine, când ea va rezolva acest critic interior care vine tot din subconștient și din convingerile limitative care sunt înrădăcinate acolo în ființa noastră, va dispărea această critică și această tendință de a critica. Dar cum verificăm cel mai bine? O persoană care este critică cu ea și cu ceilalți va atrage în viața ei persoane care sunt critice cu ea. Adică persoane care o critică. În Corect. momentul în care ea își rezolvă critica cu ea, își rezolvă acel critic interior, ea nu va mai fi criticată. Este foarte interesant cum dispar anumite situații și anumite persoane din viața noastră. Adică noi, în fiecare moment al vieții noastre, atragem în viața noastră, prin energia noastră și prin vibrația noastră la nivel de gânduri, la nivel de emoții, atragem în viața noastră acele persoane și acele situații din care avem nevoie să învățăm sau de la care avem nevoie să învățăm. Da, într-adevăr, practic se spune că dacă întâlnești o situație, un om care, nu știu, te supără, că cei care stârnesc, nu știu, emoții pozitive și lucrurile sunt bune, nu avem de Acolo e discutat, e simplu. cât mai multe, da? Înseamnă că ce? Au venit să-ți arate că acolo ceva ai de rezolvat. Într-adevăr, se spune Exact. foarte mult asta, doar că știi cum e? De multe ori poate nu reușim noi să... Suntem subiectivi, cum spuneam la un moment dat, suntem foarte subiectivi și nu reușim să vedem, ok, ce aș putea eu să văd de aici,
sau cumva ne așteptăm că le spunem oglinzi, nu? Și ne așteptăm să fie motamo în oglindă, Exact, adică să exact. fie exact cum simt eu în interior și dacă eu nu simt așa în interior sau nu știu, vine cineva și mă jură și eu să zic ok, dar eu nu jur pe nimeni, n-am jurat în viața mea, cum poate cineva să mă înjure, cum adică eu să, ăla să-mi țină mie oglindă? Exact. De exemplu, ce este înjuratul? Este o formă de agresivitate Corect. verbală, da? Ok, vorbim, cuvântul cheie aici este agresivitate. Da? Nu mai vorbim că este verbală, că este Nu fizică. contează, Nu exact. contează. Agresivitate. Dacă tu în viața ta ai parte de multă agresivitate verbală, da? Adică vin alții, te înjură, îți vorbesc urât și așa mai departe, ok, poate tu nu ești așa, poate nu ești agresivă verbal, poate ești agresivă fizic. Poate ești agresivă în altă manieră. Poate ești agresivă emoțional față de cei din jurul tău. Da? Agresivitatea emoțională este cea mai cruntă. Sau poate ești agresivă față de tine, de modul în care, adică te, nu știu, te sabotezi, te Exact. muncești, te biciuiești, tot agresivitate Tot este, agre că tot o... toată lumea caută în exterior. Dar Exact. ei, adică prima oară ar trebui să începem cu noi, nu? Cred că ar fi. Întotdeauna începem cu noi. Orice schimbare, fii tu schimbarea pe care vrei Să o să o vezi vezi în în lume. lume. Orice schimbare începe cu noi și orice schimbare adevărată, adică dacă noi așteptăm ca celălalt să se schimbe mama, tata, soțul, soția, copilul, vom avea de așteptat mult și bine și nu se va schimba nimic. În schimb, în momentul în care noi începem acest proces de schimbare în viața noastră, o să vedem rezultatele că se reflectă în viața noastră. Și o să începem să spunem, așa cum mulți ajung să spună, wow, s-au schimbat cei din jur, s-a schimbat copilul, s-a schimbat mama, s-a schimbat partenerul. Nu, nu s-au schimbat, tu te-ai schimbat și atragi altceva. Adică, ce atragi dacă am spus că noi suntem energie, suntem vibrație? Dacă tu ești pe acest nivel de vibrație, te atrage ceea ce este pe acest nivel. Dar nu poți să atragi ceva ce este mai sus, de o vibrație superioară sau. Vei atrage exact pe vibrația a ceea ce gândești, a ceea ce simți, a ceea ce faci. Uite un exemplu poate așa Rog. mai ușor de înțeles, este cel cu minciuna. L-am întâlnit de foarte multe ori la cursanții de la cursurile Heal Your Life. Când vorbeam despre convingeri și despre ceea ce nu ne place la ceilalți și de fapt este ceva legat de noi, și persoane care spun urăsc minciuna. Una la mână că atunci când urăști ceva, practic îi dai energia acelui ceva și ura este o emoție, o energie și cu cât urăști mai mult acel lucru, cu atât mai multă energie îi dai. Ăsta este un aspect și o oglindă. O altă oglindă este cea în care poate nu-ți dai seama, dar poate și tu într-o formă sau alta îi minți pe ceilalți, într-o formă sau Sau te alta. minți pe tine? Sau, asta este aspectul cel mai des întâlnit, când te minți pe tine. Și întreabă cursanții, cum adică mă mint pe mine? Cum vine asta? Ei bine, te minți pe tine în zeci și zeci de feluri, în zeci de forme. Te minți pe tine atunci când ai vrea să spui da și spui nu, atunci când ai vrea să spui nu și spui da, atunci când faci anumite lucruri doar ca să corespunzi, ca să fii bine văzut, ca să fii bine acceptat în anumite cercuri. Da? Și atunci te minți pe tine, te trădezi pe tine și ce ți-atragi din afară? Minciună și trădare. Da, minciuna asta este, mare majoritate, repet, de aceea am și punctat la un moment dat, pentru simplu fapt că mulți așteaptă să fie o chestie motamo și atunci este bine să exemplificăm așa ca oamenii să înțeleagă, ok, eu unde mă mint, că cu siguranță dintre cei care ne ascultă s-au regăsit, ok, eu nu iubesc minciuna sau urăsc minciuna. Da, dar uite, vezi, contează, nu iubesc minciuna sau urăsc minciuna, parcă altfel când folosești cuvântul nu iubesc Exact. și altfel e când îl folosești pe Exact. celălalt. Revenim Da. la puterea limbajului. Limbajul creează, da? Poate crea boală, poate crea sănătate. În momentul în care tu spui urăsc ceva, repet, trimiți energie în acea direcție. Inclusiv când e vorba de boală, dacă tu îți urăști boala și spui urăsc boala aceasta, nu mai suport boala aceasta, nu faci decât să-i dai putere, mai multă putere. Uite o întrebare foarte bună. Cum învig frica de orice fel? General, frica.
Vezi, Așa, deja și e pusă întrebarea cum înving. Adică trebuie să fie o luptă acolo dacă îmi pun exact, întrebarea cum. asta vreau să spun și asta aș fi răspuns cu o întrebare. Cum vezi tu lucrul acesta de a învinge Da. frica? În momentul în Pune care. propoziția în sine cum o vede. Da, ca o luptă. Fricile oarecum fac și ele parte din noi, dar nu ne-am născut neapărat cu frici, avem doar două frici cu care ne-am născut, cea de zgomote și cea de înălțime, asta ne spune psihologia, restul toate sunt frici dobândite de-a lungul vieții noastre, dar oarecum frica face parte din noi. Până când noi nu acceptăm acea parte din noi, nu avem cum să lucrăm la ea și să o rezolvăm. Și în momentul în care tu spui că vreau să înving frica, înseamnă că sunt într-o luptă cu acea frică. E bine, și psihologia exact asta ne spune. Vrei să învingi o frică, cu ghilimele de rigoare, dacă vrei să folosești termenul acesta, accept-o, în primul rând accept-o și pe urmă trăiește-o. Adică treci prin ea. Fii un observator al fricii tale. Și pe măsură ce accepți frica și devii un observator al fricii tale, frica ta se diminuează, indiferent despre ce frică este vorba. Și nu să încercăm să evităm expresii de genul să-mi înving frica, să scap de frică, sau urăsc frica și așa mai departe. Să evităm genul acesta de expresii și de cuvinte, pentru că cuvintele au putere chiar mare. Și să încercăm să folosim alte cuvinte eficiente, benefice pentru noi. Vreau să devin mai curajoasă. Cum putem să devenim mai curajoși? Cum pot deveni mai curajos? Și nu este vorba despre a învinge aici, în cazul fricii, este vorba despre a dizolva frica. Până când nu dizolvi acea frică, ea continuă să trăiască în tine. Asta lucrăm cu fricile și în taberele lui Sei. Cazuri concrete de anumite frici, unele reușim să le rezolvăm acolo pe moment, să le dizolvăm acolo pe moment, cu altele, dacă sunt mai adânc înrădăcinate și mai puternic înrădăcinate în ființa noastră, poate că e nevoie să mai repetăm procesul, dar se poate lucra foarte frumos cu fricile, să le dizolvăm una câte una. Și afirmațiile, bineînțeles, afirmațiile sunt ingredientul cheie din munca lui Sei, afirmațiile pozitive. Eu, de exemplu, am învățat-o pe fica mea, care a început să aibă anumite frici, uitându-se la anumite desene, frică de întuneric, frică anumite frici, și am învățat-o să folosească afirmația pozitivă, sunt în siguranță. Deja s-a obișnuit să facă lucrul acesta ca pe ceva natural și de fiecare dată când simte așa că o cuprinde o anumită frică, își spune de foarte multe ori afirmația sunt în siguranță. Și te întreb poate, ok, ce diferență poate să facă asta, da? Că spui tu că sunt în siguranță când eu de fapt nu mă simt în siguranță. Repet, limbajul creează. Cuvintele creează, da? Poți să creezi boală sau poți să creezi sănătate. Poți să creezi durere sau poți să creezi stare de bine. Cuvintele creează, nu sunt simple cuvinte. Și în tot ceea ce ține de Louise Hay și de Heal Your Life, punem foarte, foarte mare accent pe modul în care vorbim. Cu siguranță. Uite, Laura ne întreabă cum putem să menținem, cum să procedăm să menținem un tonus bun pentru cei care stau acasă, se referă la copii, pentru că au ajuns mulți dintre ei să fie frustrați datorită școlii online, și pentru că îi privează, în primul rând, de foarte multe lucruri. Partea socială e clar cheia pentru adolescenți, pentru copii și pentru noi, adulții. De ce să nu recunoaștem? Și pentru noi, categoric. Dacă este vorba despre copii, în cazul lor, în această perioadă, cuvântul cheie este implicare în viața lor. Pentru că noi de multe ori nu suntem în viața lor, noi suntem pe lângă viața lor, noi suntem cu treburile noastre, cu munca noastră, cu alergăturile noastre și suntem pe lângă. Ei bine, un prim pas ar fi să fim prezenți în viața lor, să avem activități cu ei, activități în care ne implicăm 100%, nu că suntem în acea activitate și cu cealaltă mână vorbesc la telefon sau, nu știu, poate îmi verific mesageria. Aceea nu este prezență.
Și atunci copiii nu vor simți atât de tare. Bineînțeles, vor simți lipsa aceasta a socializării, a prietenilor, dar nu atât de tare. Ce se mai poate face foarte bine în perioada aceasta? Da, să stă oricum foarte mult pe Zoom-uri și online și dar găsiți-le, nu știu, o dată de 2 ori pe săptămână copiilor un anumit interval în programul lor în care să aibă o întâlnire cu prietenii lor mai apropiați pe Zoom. Da, poate, sau poate un grup de, nu știu, în care sunt 2-3 prieteni în care ei pot să comunice vrute și nevrute și să se simtă oarecum mai aproape unii de ceilalți dacă nu se pot vedea fizic. Da, contează foarte mult pentru ei. Sau activități între acei 2-3 prieteni, activități, mă rog, tot prin intermediul online-ului oricum, dar atunci ei se simt implicați în ceva. Nu se simt lăsați pe din afară. Nu se simt doar închiși între patru pereți și fără variante, fără posibilități de activitate. Asta dacă este vorba de copii. Dacă este vorba de noi, adulții, aici e un pic mai altă discuție, sănătate. Mulțumesc! Ai dreptate, știi cum se spune, când strănuți înseamnă că ai dreptate. Da. Da, într-adevăr despre implicare vorbim și acum fiind acasă și noi, cu toate că telemunca aceasta ne ține în fața calculatoarelor, deja nu ne mai ajung calculatoarele probabil prin case, pentru că Da. nu, trebuie și copilul, trebuie și părintele să stea în fața calculatorului și așa mai departe, dar în continuare, da, este vorba despre activități comune. Numai că ne limitează în ceea ce privește aceste activități în condițiile în care stăm în casă. Poate că o să apreciem mai mult, o să apreciem mai mult ce înseamnă comunitatea și ce înseamnă relațiile. Uitasem așa în ultima perioadă, am cam uitat noi să relaționăm cu adevărat și să facem parte cu adevărat din niște comunități. Poate că acum cu toată pandemia aceasta, poate că o să apreciem un pic mai mult. Da? O să punem un preț mai mare pe relații. Bineînțeles, pandemia vine cu învățăturile ei. Acum, ce vrem să învățăm de aici, din nou, este alegerea fiecăruia. Cum poți să te menții totuși cum să te menții conectat, pentru că comunitatea, zicea cineva, îți dă imunitate. Da? Faptul că faci parte dintr-o comunitate, îți dă imunitate. La ce îți dă imunitate? Sau îți crește imunitatea la vibrațiile joase, la gândirea negativă, la pesimism și așa mai departe. Sunt grupuri de sprijin. De exemplu, în cazul cursurilor Healer Life și taberelor pe care le ținem, toți cei care termină un curs Healer Life de o zi sau de două sau taberele sunt incluși automat într-un grup de Facebook în care în fiecare săptămână ne întâlnim o dată pe săptămână și avem diverse activități. Și atunci ei simt oarecum că fac parte din ceva, simt oarecum că pot să vorbească pe aceeași limbă cu oameni care gândesc oarecum la fel și merg în aceeași direcție a dezvoltării, a creșterii. Adică nu ne întâlnim să discutăm despre ai văzut ce a mai zis la știri, ai văzut câte cazuri mai sunt, ai văzut ce s-a mai întâmplat rău prin lume. Nu ne întâlnim să ne hrănim mintea și sufletul cu așa ceva, ci dimpotrivă suntem axați pe soluții, suntem axați pe creștere, dar nu suntem axați pe problemă. Și asta poate fi unul dintre secrete, să nu-ți pui focusul pe problemă, ci pe soluție. Ok. Spune-mi, te rog, pentru că în weekendul acesta există workshop-ul, atelierul de o zi cu Heal Your Life, ce ne poți spune despre el? De ce ar participa lumea? E un online pe 14 noiembrie, sâmbătă, și poate să ne spui un pic ce se întâmplă în Ce se atelier. întâmplă la un workshop Heal Your Life? Cele live ținute în persoană sunt de 2 zile, de dimineață până seara. Cel online este în varianta de o zi, de dimineață până seara. Ce se întâmplă în aceste workshop-uri? Practic, ceea ce ziceam un pic că se întâmplă și în tabere, doar că în tabere e mult mai profund și Mai durează mai intens, mult probabil, și da. mai intens și timpul pe care îl avem la dispoziție e mai mult.
Aici începem cu conștientizările. Începem să conștientizăm anumite lucruri, anumite blocaje. Ok, ce mă blochează? Ce nu-mi este bine la ora actuală în viața mea? Ce am nevoie să știu? Ce am nevoie să învăț? În ce direcție am nevoie să mă schimb? Ok, și începem cu partea aceasta de conștientizări. Se lucrează și cu meditații. Facem și meditații în direct. Lucrăm cu punctele cheie din filozofia lui Louise Hay. Aceste 9 puncte cheie stau practic la baza întregii ei filozofii. Și oarecum, dacă ai înțeles și dacă începi să pui în practic aceste puncte cheie din filozofia ei, poate să fie un punct de plecare foarte important pentru o schimbare pozitivă, o schimbare bună în viața noastră. Acum, bineînțeles, într-o zi nu e că se întâmplă minuni. Adică nu e că vii dimineața la curs și seara când l-ai Ești cu totul terminat, altul, da. ești cu totul altul. Nu asta vreau să spun. Nu oferim nici pastile magice în cadrul acestui curs. Oferim unelte. Oferim tipsuri, unelte, instrumente pe care omul le poate lua cu el acasă și să continue să le aplice. Ce vreau să spun este că dacă tu după această zi de curs nu pui absolut nimic în aplicare, bun, în unele cazuri se întâmplă, au loc niște rezultate imediate. Chiar în cadrul cursului, chiar în ziua de curs, dacă cineva are o deschidere foarte mare și este acolo trup și suflet, poți să aibă așa niște flash-uri și niște rezultate imediate. Pentru alții, unde deschiderea poate nu e atât de mare sau poate sunt la început de drum, pe drumul acesta al creșterii, este nevoie de un pic de practică. Dar ideea este că dacă iei acele unelte, acele instrumente cu tine acasă și începi să le aplici, și având în vedere că sunt atât de simple, deci lucruri atât de simple, pe care, cum zicea lui Isai, de multe ori nici nu-ți vine să le faci, că ți se par atât de simple că sunt banale. Simplitatea este cuvântul care ar trebui să ne caracterizeze pe noi. Noi am început să complicăm totul. Noi am început să complicăm viața, noi am început să complicăm relațiile, noi am început să complicăm totul, dar cuvântul de ordine pentru noi ar trebui să fie simplitatea. Și atunci, aceste unelte, aceste instrumente atât de simple, dacă tu începi și le pui în aplicare și ai deschiderea aceasta de a lucra cu tine, este imposibil să nu apară schimbări pozitive în viața ta. Este imposibil și de ce sunt atât de convinsă? Nu doar pentru că au funcționat atât de bine în cazul meu și am această doză poate de subiectivitate, dar și pentru că am văzut rezultatele extraordinare ale celor care au participat și pentru că sunt metode testate de ani și ani de zile. Peste tot în lume se predă exact același stil de curs, exact același format, exact aceiași pași. Este o metodă care a dat roade. A fost cercetată, a fost implementată și a dat roade. Da, poate ar fi bine să menționăm că Otilia Deac este trainer acreditat și certificat lui SEI, America, și ești singura din ce știu de la noi din România care ține cursurile și trainingurile după 100% după filozofiile lui SEI. Preluat. Deocamdată sunt singura, pentru că de anul viitor vor începe formări și în România și atunci cine își va dori va putea să aleagă să fie coach și trainer lui Sei. Super, dar până atunci, ce să zicem? Ai fost oricum prima care ai avut curajul să te duci până acolo. Ne poți spune ceva despre experiența din America, despre trăinuirea, cum se spune, pe care ai avut-o? Așa, din toată acea perioadă, din toată acea experiență, în perioada aceea de căutare, în care mă căutam pe mine și m-am întâlnit cu aceste învățături, oarecum indirect, spun indirect pentru că inițial au fost prin intermediul unui discipol de-a lui Isei, cea care este Lucia Giovannini, care anul trecut a fost și în România și a lansat aici cartea O viață cu totul nouă și pune foarte mult în aplicare filozofia aceasta lui Isei. Au fost aproape 2 ani de formări.
2 ani de formări, două certificări, cea de trainer inițial, pe urmă cea de coach, urmând anul acesta ar fi trebuit să fie în Singapore cea de trainer de trainer. S-a anulat totul pentru anul viitor din cauza situației care este peste tot în lume. Și mai este ramura pentru business, ca să zic așa, management cu inima se numește. Sunt aceste ramuri care urmează într-o succesiune foarte bine gândită, zic eu. Pentru că ceea ce am văzut acolo și ceea ce am studiat și am experimentat, de exemplu, la primul nivel, când a fost nivelul de trainer, și pe urmă la cel de-al doilea, când a fost nivelul de coach, de exemplu, nu poți să treci direct la coach și nu ai cum să înțelegi ceea ce se face acolo până când nu ai experimentat nivelul de training. Experiența este foarte profundă, adică în toate sesiunile de trăinuire de acolo au fost câte 10 zile în care de dimineață până seara lucram cu noi. Și când spun de dimineață până seara, de fapt de dimineață până noaptea, asta era de la 8 dimineața până la 12 noaptea. Era gândit astfel încât să nu ai timp să nu ai timp să te gândești la altceva, să nu ai timp să-ți umpli mintea cu altceva, ci efectiv să lucrezi profund cu tine. Este o experiență incredibilă, care cam greu așa de descris în cuvinte, pentru că ceea ce trăiești acolo, pe toate cele trei planuri, corp, minte și suflet, te pun pe un drum, te pun pe o direcție. Înainte să ajung la aceste traininguri, aveam deja foarte multe informații, citisem foarte mult, aveam și altfel de acreditări și de cursuri și de seminarii la activ, dar simțeam că îmi lipsește acea direcție, acea parte de organizare în care eu să pot să dau mai departe. Bun, eu știu, ok, am pus pe mine în practică, a funcționat, ok, dar cum dau mai departe informația? Și mi se pare că sunt foarte, foarte bine structurați din punctul acesta de vedere. Adică pleci de acolo, ieși de acolo și știi din secunda 2 să transmiți informația mai departe și să o faci așa cum spun ei că e bine și e indicat. Uite, ne întreabă cineva, și o întrebare foarte bună, recunosc, cum face când cei de lângă noi nu ne înțeleg și se referă la cei din familie? Sau când nu rezonează cu schimbările acestea pe care noi vrem să le facem, din contră sunt văzute ca fiind anormale, hai să le Sumeșenii. spunem. Da, exact. Da. Ok. Pentru că, într-adevăr, știi cum e când începi să te schimbi sau să vrei să te schimbi și deja lucrezi la schimbarea ta, cel de lângă tine va avea tendința să spună, da, ce-ți trebuie ție, da, nu ți este bine, da, ce-ți veni acum? Uite, schimbarea locului de muncă, dau un exemplu, da, ce-ți veni acum? Da, că știi bine, da, ți-e bine, da, ți-e cald, dar știi că ești sigur acolo, da, unde se duce acum pe toată nebunia asta? Chiar dacă îi explici, poate că nu-ți place ceea ce faci, poate chiar dacă îi explici că nu știu, nu e mediul tău propice, nu asta ai visat să faci în viață, da, totuși e cald și bine, știi cum e. Încearcă, practic, să te țină în zona de confort. Da, este foarte bună întrebarea, foarte bună întrebarea și e o realitate. E o realitate pe care o întâlnim cu toții și cred că o întâlnesc cu toți cei care vor să facă o schimbare în viața lor și să crească din punct de vedere personal, din punct de vedere spiritual. Ei bine, ce faci cu cei din jurul tău care sunt atât de negativi? Îi lași în pace. Știu că sună simplu și Întrebarea e dacă te banal. lasă ei în pace. Te vor lăsa și ei în pace. Ideea este următoarea. Noi suntem descriși spre anumite lucruri, da? Vrem să facem o schimbare. Suntem pe un anumit nivel, ca să zic așa. Avem anumite informații. Probabil cei de lângă noi încă nu le au și nici nu vor să le aibă. Nu sunt Și nici nu-s pregătiți. pregătiți, corect, Nu sunt corect, nu pregătiți, sunt nu pregătiți. și le doresc. Dacă tu încerci să le transmiți cu forță informația pe care tu ai acumulat-o și să începi să le spui, dar tu știi cât de bine e și uite, am Ce făcut mișto, asta și... câte chestii, da, cunosc. Da, într-adevăr o să pară ciudat pentru ceilalți, pentru că nu te pot înțelege. Adică tu le vorbești în altă limbă, o limbă pe care ei nu o înțeleg.
ei nu au acele informații, nu știu acele lucruri, nu au acea deschidere, în primul rând. Pentru că de multe ori nu e vorba de informație, e vorba de deschidere. Și atunci, tu încerci forțat oarecum să le, așa, să le îndezi și lor, ca într-un sac, informația pe care tu ai acumulat-o și lucrurile pe care tu le știi. Nu o să rezolve absolut nimic decât să-i îndepărtezi, poate, de tine, sau să îi faci să fie mai vehemenți în ceea ce te privește. E foarte important să accepți. Acceptarea este un cuvânt cheie în tot ce ține de schimbare. Este foarte important să accepți că fiecare are piața lui, lecțiile lui și ritmul lui de dezvoltare. Nu încerca tu să-i grăbești ritmul pentru că tu ai reușit într-un ritm mai rapid. Sau Nu poate încerca. nici tu n-ai reușit, că sunt cazuri în care poate au venit alții la tine și au încercat să te trezească, ca să spun așa, și tu n-ai vrut să te trezești, poate te-ai trezit după câțiva ani. Exact, da. Gândește-te și la acele situații și atunci poate o să înțelegi și pe ei mai bine. Noi suntem așa foarte interesant construiți, adică noi ne-am dori să putem să facem ceea ce vrem noi, să gândim cum vrem noi, să facem ceea ce vrem noi, Dar nu și ceilalți. dar nu și ceilalți. Adică pe ceilalți de ce nu-i lași? Este dreptul lor. Dacă nu este de acord cu ceea ce tu le spui, este dreptul lor să aibă acea părere. Și este alegerea ta să respecti părerea lor. Acum, din ceea ce am experimentat așa de-a lungul timpului și din ceea ce au povestit cursanții, s-a întâmplat următorul lucru. Tu ți-ai văzut de drumul tău și de creșterea ta și ai continuat să o faci, da? Fără să lași pe nimeni să te tragă în jos, pentru că pericolul acesta este. Sau cuiva îi dai voie să te ridice, sau îi dai voie să te tragă în jos. De tine depinde, doar că de multe ori diferența e așa aproape imperceptibilă. Deci tu îți vezi de drumul tău, de creșterea ta, de acele lucruri și obiceiuri pe care le-ai implementat și vezi că pentru tine, vezi că ție îți fac bine și încet, încet ceva se va întâmpla și cu ei. Nu este o explicație clară și logică pentru ceea ce se întâmplă și cum de se produc schimbări și în cazul celorlalți, dar din nou revenim la energie și la vibrație. Dacă tu ești în acel mediu, să spunem, ești într-o casă, da, unde sunt, nu știu, cinci membri de familie sau șase sau câți vrei tu, și tu ai acea energie, acea vibrație puternică, da, de creștere, de evoluție, de acceptare, de optimism. Acea vibrație a ta, inevitabil, pentru că în jurul tău este un câmp energetic, inevitabil va ajunge și la ei. Nu va face minuni din prima zi, din a doua zi, din prima săptămână, dar în timp vor începe și ei să vrea să stea în acea vibrație. Ce ai tu? Să-și dorească să trăiască ceea ce trăiești tu. Da? Și atunci, repet, ideea este lasă-i în pace. Lasă-i în pace și vor veni în ritmul lor și acceptă-le și respectă-le alegerile și capacitățile și părerile. Este dreptul lor să le aibă așa cum e dreptul tău să le ai pe ale tale. Asta cu siguranță. Uite, spune cineva că dorește o relație foarte bună cu mama. Cum poate să facă să-și îmbunătățească relația cu mama? Ok, de multe ori este vorba despre părinți, mama sau tata, de foarte multe ori este vorba despre mama. Relația cu mama începe de la iertare. Și aici este un subiect foarte vast, acesta cu iertarea, pe care îl abordăm foarte profund în cursurile Poți să-ți vindeci viața. Iertarea este singura cale și soluție către iubire. Este ușa care duce către iubire, este și iubirea fiind cea mai puternică forță de vindecare care există, dar la iubire nu poți să ajungi decât prin iertare. Ei bine, dacă vrei o relație cu mama ta, și acolo este vorba de iubire, da? Vrei o relație de iubire, o relație armonioasă, atunci e nevoie să o ierți. Pentru ce să o ierți? Cu siguranță știi tu pentru ce ai nevoie să o ierți. Iarăși dacă nu știi și nu ți-e clar, este suficient să lucrezi cu anumite afirmații de iertare. Și ce este foarte important în ceea ce predă lui Issei, în ceea ce a predat lui Issei legat de iertare,
că iertarea nu trebuie să o faci în prezența celuilalt. Nu trebuie să te duci neapărat la mama și să-i spui că o iert sau să-i ceri iertare sau să stai de vorbă cu ea. Poate ți-e foarte greu să faci asta sau poate confruntarea aceasta e prea mult pentru tine. Nu este nevoie. De ce? Pentru că iertarea este un lucru care ține strict, strict de tine. N-are nicio legătură cu celălalt. Celălalt este doar oglinda. Da? Și atunci, dacă vrem o relație armonioasă cu mama, lucrăm la iertare. O iertăm pe mama pentru tot ce a făcut sau tot ce n-a făcut. Da, doar că uneori e posibil să necesite un picuț de timp de pregătire pentru a ierta. Dar Depinde merită. acum de la caz la caz, cu siguranță, cu siguranță. Merită pentru că acea neiertare sau acea distanță în relația cu mama este o povară pe umerii noștri, pe umerii cuiva. Și în momentul în care tu practici asta, indiferent cât ar dura procesul, simți o imensă eliberare. Simți eliberare, pace, iubire. Super. În încheiere, Otilia, ce ai putea să ne recomanzi pentru o următoare perioadă în care cu siguranță vom sta mai mult pe lângă online, ca să spun așa, și, nu știu, pentru final de an, pentru cei care doresc să vină în weekend la cursul tău? Ok, pentru această perioadă care este așa cum este, aș încuraja totuși relaționarea, chiar și de la distanță. Și când spun relaționare, mă refer la o relaționare profundă, nu acea relaționare în care, nu știu, vorbim la telefon doar ca să vorbim și spunem lucruri superficiale, ci acea relaționare în care poți să ajungi la profunzimea ta, poți să discuți lucruri profunde, pentru că în momentul în care discuți lucruri profunde, ai toate șansele să rezolvi lucruri profunde. Dacă ar fi așa să spun câteva lucruri de făcut, de introdus în rutina zilnică a fiecăruia, și asta pentru fiecare dintre cele trei, corp, minte și suflet, și o să încep cu mintea, că am zis că mintea are o putere foarte mare în acest trio. Munca cu afirmațiile pozitive, atenție foarte mare la limbajul nostru, ceea ce spunem. Și sunt exerciții pe care le facem. Un exercițiu foarte bun este acela de a te înregistra măcar o zi, într-o zi din viața ta și pe urmă să te reascult, să vezi care este limbajul tău, ce fel de expresii folosești. Mulți oameni, fără să-și dea seama, folosesc expresii de genul viața este grea, viața e nedreaptă, urăsc să mă duc la locul acesta de muncă, oamenii sunt răi și așa mai departe. Asta este dialogul lor interior, care se manifestă și în exterior. Deci foarte, foarte mare atenție la dialogul pe care l-ai cu tine. Și să știți că mintea este mai puternică decât orice pastilă. Și în momentul în care ajungi să lucrezi cu ea și ajungi să o conduci tu pe ea și nu ea pe tine și să o lași așa să te introducă în toate poveștile ei aberante de multe ori, în momentul acela ajungi la liniște și ajungi la pace, pentru că știi ce să faci cu ea. Are o putere imensă, dar nu este altceva sau n-ar trebui să o lăsăm să fie altceva decât slujitorul sufletului. Să o folosim în slujba sufletului. Da. Și atunci, afirmațiile pozitive. Sunt multe alte metode pe care e mai ușor dacă le înveți treptat din cadrul unui curs. Da? Sunt vizualizările, este munca cu convingerile limitative, dizolvarea blocajelor. Dar aici, cine nu a mai lucrat cu ele, are nevoie De să înțeleagă îndrumare și de a înțelege, da. De un pic de întrumare, da, ca să poată să le facă. În ceea ce ține de suflet, odată ce lucrezi cu sau faci lucruri pentru mintea ta sau introduci în rutina ta zilnică lucruri legate de minte, bineînțeles că și sufletul va fi mai bine, pentru că emoțiile nu sunt altceva, emoțiile pe care le simțim și în corp și în suflet, nu sunt altceva decât gânduri în acțiune. Emoție egal gând în acțiune.
Tot pentru suflet, meditația din nou ajută foarte mult aici, yoga sub formă de meditație și ajută foarte mult să ții un jurnal. Să ții un jurnal cu gândurile tale, cu trăirile tale, cu ceea ce crezi tu că nu funcționează în viața ta, ca să vezi unde anume ai nevoie să faci schimbări. Dacă ar fi să vorbesc despre corp, ei bine, da, acordă un pic mai mare atenție la ceea ce introduci în corpul tău, pentru că și hrana este energie. Depinde ce fel de energie vrei să introduci în corpul tău. Aici, iarăși, sunt multe tipsuri simple, de-a dreptul simple. Dacă vrei să faci, nu știu, o detoxifiere, energizare, da, o metodă foarte simplă, de exemplu, de a-ți curăța corpul și sângele, este ceaiul de rădăcină de brusture. Sau o metodă foarte simplă pentru detoxifiere și energizare este sucul de țelină, da, o cură de 10 zile, lucruri pe care le poți să faci și pentru corpul tău. Și, bineînțeles, yoga, meditația și aici, după cum vedeți, meditația se regăsește peste tot, în toate cele trei, pentru că meditația are efect și asupra corpului, și asupra minții, și asupra sufletului. Și cum spuneam, cum am lucrat eu, în cazul meu, că am lucrat foarte mult la partea de încredere, deși eram o persoană foarte rațională, foarte analitică, aveam nevoie de dovezi, aveam nevoie de lucruri concrete, dar lucrând foarte mult la partea aceasta de încredere în viață, în univers, de încredere în faptul că viața nu este împotriva mea, viața este pentru mine, cu mine, universul nu este împotriva mea, este pentru mine, doar că de mine depinde ce alegeri fac. Ce gânduri aleg să gândesc, ce acțiuni aleg să fac și așa mai departe. Și atunci, când lucrez la partea aceasta de încredere, lucrurile încep și se schimbă treptat în viața ta. Pentru cei care doresc să participe la cursul de sâmbătă, este ultimul curs din acest an. Până anul viitor nu vom mai organiza altele, dar sunt în program foarte multe alte proiecte și programe. Pentru cei care doresc, la Alexandra pot să ceară Am mai pus multe. deja pe site, ei știu și invit cu drag să intre pe alexaevent.ro unde găsesc și evenimentul și formularul și ce anume vor experimenta în acea zi. Și dacă simt, nu, până la urmă, dacă simt că trebuie să fie acolo, știi cum spun eu tot timpul, cine va fi să fie acolo va fi, să-și asculte intuiția, să-și asculte simțirea. Foarte mulți mă sună să mă întrebe, merită să particip la un curs sau altul și eu răspunsul meu e tot timpul același. Dacă simți, adică din punctul meu de vedere merită toate, că dacă nu, nu le-aș promova. Asta este adevărul, promovez cu ce rezonez și atunci e o întrebare pentru mine retorică, aș putea spune. Da, oarecum retorică și e foarte bine la tine, Alexandra, că tu, la toate cursurile pe care le promovezi, tu le-ai și trăit pe pielea ta. Și este un mare plus din partea unui organizator, ca să zic așa, pentru că știi cu ce se mănâncă acel Păi curs. altfel parcă nu pot să promovez pentru că atunci când am început promovarea evenimentelor sau organizarea mai degrabă spus de evenimente de dezvoltare personală am făcut-o pentru mine și atunci asta va rămâne esența tuturor evenimentelor pe care le voi promova și de aici încolo și pe care le-am promovat și într-adevăr am participat și eu la Otilia când am fost la Brașov, de am făcut evenimentul la Brașov, 2 zile au fost absolut și hipnotizante aș putea să spun pentru că Otilia are un dar așa de a te introduce într-o stare de hipnoză în care să poți să lucrezi cu convingerile pe care le ai, să le scoți la suprafață, dar știi cum e, tot așa cum ai spus și tu, greu de descris în cuvinte, o să fac pe cât posibil să descriu în cuvinte, a fost relaxant, ciudat de relaxant, aș putea să spun, dar în același timp și eficient. Cred că, nu știu, cel puțin eu așa am simțit, pentru că toate exercițiile au fost foarte practic. 2 zile am făcut practică de dimineață până seara, până la 7 seara, dar cu toate că am făcut practică, a fost relaxant. Mie îmi plac cursurile la care merg și nu obosesc. Deci, efectiv să mă relaxeze. Și acele cursuri de obicei sunt cursurile care au o latură practică și una mai puțin teoretică. Sau chiar dacă există teorie, este foarte bine exemplificată și foarte bine
făcută esența în așa fel încât să nu mă obosească să înceapă cu teorie, cu știți, luați notații, asta înseamnă definiția, asta înseamnă, deci alea nu, nu. Alea cu siguranță nu și cred că nu o să pot să le promovez vreodată pentru că nu rezonez cu ele. Deci vă recomand cu mare drag dacă vreți o zi de relaxare. Este din Da. punctul meu de vedere, de relaxare și învățare. Relaxare și Chiar dacă învățare. marea majoritate zic, bă, cum să te relaxezi să înveți, știi? Adică, aoleu, cum... să știți că se poate. Se poate. Și am mai întâlnit. Relaxare și învățare. La tine, Alexandra, ești deja pe drumul acesta de ceva vreme. Ai lucrat deja cu tine și asta Mai se am. vede. Întotdeauna este loc și pentru fiecare dintre noi, dar să știi că pentru cine este poate mai la început, nu este neapărat atât de relaxant. Pentru Da, că munca posibil. Am zis asta. că e punctul meu de vedere, este cum Da, am simțit eu. da, da. Cu siguranță îmi permit să fiu Schimbarea. subiectivă. Cam Schimbarea povestit de despre multe asta. ori și munca aceasta cu noi și cu subconștientul și cu să săpăm acolo în profunzimea ființei noastre nu este neapărat ceva ușor și alți participanți pot să Cu siguranță. Să confirme știu că nu e așa. asta, să confirme pentru că pentru unii au fost de-a dreptul dureros. De multe ori când scoatem la suprafață niște lucruri, e neplăcut, e dureros. Și din nou fac comparația cu mizeria și cu curățenia, da? De multe ori când te apuci să faci curățenie generală într-o casă, la început este haos, debandadă, dezordine și pe urmă este ordine. La fel este și cu munca aceasta cu noi, dar merită din plin chiar și acea durere sau acea muncă cu tine pentru că îți deschide toate orizonturile. Ce spuneai tu cu partea de oboseală, uite, este un indiciu foarte bun care se poate aplica în foarte multe lucruri, dar să observi lucrul acesta, ce te obosește și ce nu. Pentru că ce te obosește e ceva în care tu stai forțat, cu care nu rezonezi, cu care poate nu ai ce căuta acolo. Da, și atunci este un indiciu bun să ne ascultăm corpul, să ne ascultăm Să știi că în ultima sufletul. perioadă nu prea m-a asistat. Chiar dacă există un alt fel de oboseală pentru că sunt ceva ore de muncă și acolo e normal să obosești, eu mă referam la acea oboseală în care efectiv parcă te încarcă și nu reușești să te concentrezi. Nu că ai dormit poate mai puține ore și așa mai departe. Din contră, pe mine mă activează. Când poate de multe ori sunt obosită și dormită puține ore, mă activează deja când aud informația și când încep să mă concentrez. Dar acum depinde de fiecare. Eu am zis doar părerea mea subiectivă. Am zis să dau așa un mic testimonial live. Dar acum fiecare este liber să experimenteze cursul tău în modul său propriu. Nu trebuie să fie așa cum l-am experimentat eu. Important e să vrea să experimenteze și să vrea să schimbe ceva. Da, este alegerea fiecăruia dacă simte chemarea aceasta în direcția aceasta. Până nu încerci un lucru, nu ai de unde să știi dacă este pentru tine sau nu este pentru tine sau dacă rezonezi cu adevărat cu el. Bine, poți să ai acest mic impuls, nu știu, poate urmărind acest live să spui, să ai acel mic impuls că da, mi-aș dori să particip. Deja intuiția vorbește, de multe ori o ascultăm sau nu ascultăm. Este alegerea fiecăruia, ritmul fiecăruia și momentul pentru fiecare când participă sau nu participă la ceva, când începe o schimbare sau. Dar poate totuși sâmbătă este momentul să începi să-ți vindeci viața, mai ales după un an în care toată lumea a descoperit, a răscolit, a făcut mare tamtam în interior, nu? Că toți spun, marea majoritate de fapt spun că au lucrat cu ei și au scos la suprafață diverse lucruri. Poate acest seminar este ocazia perfectă să vii, să începi să așezi, să începi să faci ordine. Poate fi. Și poate chiar dacă n-ai lucrat cu tine și n-ai scos la suprafață nimic, dar poate perioada aceasta te-a forțat oarecum să scoți la suprafață, ți-a scos la suprafață niște lucruri și cu atât mai mult în perioada următoare, în ceea ce urmează, în ceea ce ne așteaptă și dacă nu avem îmi place cum spune unul dintre mentorii mei, un ghid de instrucțiuni pentru viață. Da?
Nu te învață nimeni cum să, nu-ți dă nimeni instrucțiuni cum să faci să trăiești bine și instrucțiunile pe care le mai primești nu sunt universal valabile. Ei bine, ceea ce am găsit eu în Luise și la Luise este că metodele ei și ceea ce spune ea sunt universal valabile. Adică nu există, chiar nu există persoană care să le pună în aplicare și Și să nu aibă să rezultate. nu apară rezultatele. Nu există. Da, perseverență să fie și poate chiar în legătură cu perseverența, că au fost la un moment dat sau cu voința, niște întrebări, dacă nu aveți, înseamnă că există acolo niște convingeri limitative. Ar fi cazul să le scoateți la suprafață. Unii chiar spun, uite, unii chiar spun asta, a, dar eu nu am voință. Deci chiar Tocmai. își transpun așa în cuvinte convingerea respectivă. Da, tocmai Nu de e aceea zic adevărat. că e momentul de a scoate la suprafață și partea aceasta. Ok, și aș vrea în încheiere așa Te rog. să închei cu acest citat care îmi place mie extraordinar de mult și care cred că se pliază și pe ceea ce am discutat astăzi și pe cursul de sâmbătă. Fiecare își pune propria lui coroană, coroana fricii sau coroana iubirii. Foarte clar. Depinde ce coroană vrei tu să-ți pui. Minunat. Îți mulțumesc mult, Otilia, pentru timpul acordat și pentru împărtășiri. Eu îți mulțumesc. Îi așteptăm cu drag pe cei care au intrat mai târziu să reasculte interviul și nu, dacă simt să fie acolo sâmbătă, vor fi. Și eu îți mulțumesc frumos pentru invitație, pentru timp și Cu mare drag. Oricând. Mai facem pe viitor cu noile proiecte. categoric, cu mare plăcere. Seară frumoasă tuturor. O seară minunată tuturor.